facem la cerere cezariană. Și fata n-a mai avut ce să mai fac atunci. Și i-a murit copilul, în scurt timp a murit copilul. Suntem o mică de îngeraj, Andrei. Mi-a pierdut băiețelul la... L-am născut pe 7 februarie 2008 și a decedat în 16 noiembrie 2008. Din păcate, la numai o lună și 4 zile de la naștere, a decedat în urma unei malformații cardiace. Colina Nanu și Ștefania Rostogolea, membre ale organizației Eternul Miracol Maternal Inară, sunt hotărâte să meargă până în pânzele albe pentru a se face auzite. Femeile suferă după ce, în trecut, din diferite motive, au pierdut un copil. Vor să facă un apel către oameni pentru a li se face cunoscută suferința prin care au trecut și cer mai multă înțelegere din partea medicilor și preoților. Andrei, fiul Colinei Nanu, a decedat în luna noiembrie 2008 la numai 9 luni de la naștere din cauza unei ciroze hepatice. Suntem o mică de îngeraj, Andrei. Mi-a pierdut băiețelul la... L-am născut pe 7 februarie 2008 și a decedat în 16 noiembrie 2008 în urma unui transplant. A avut ciroză hepatică, a mers cu el în Spania în urma unui apel publicitar. Am fost donatarea lui de ducat. N-a risat decât 8 zile cu bucățica de la mine. Ioana, fiica Ștefaniei, a decedat în decembrie 2009, la doar o lună și 4 zile de la naștere, din cauza unei malformații cardiace. Sunt o mamică de înger. Îngerașul meu, Ioana Ecaterina, s-a născut în data de 16 noiembrie 2009. Din păcate, la numai o lună și 4 zile de la naștere, a decedat în urma unei malformații cardiace. Din păcate, nu a fost descoperită boala ei și... În concluzie, nu a putut fi nici tratată. În data de 30 mai vor merge în piața prefecturii din Târgu Jiu, membrii organizației împreună cu rudele, prietenii și toți cei care doresc să comemoreze copiii pierduți. Suntem 2 mame de îngeraș în organizația EMA și vrem ca în data de 30 mai 2010, la ora 17.30 în fața prefecturii din Târgu Jiu, să facem un apel către toți părinții de îngeri, voluntari, preoți, doctori, să fie solidari cu noi. Să ne fie aproape, să ne înțeleagă și să asculte doleanțele noastre. Această întrunire are loc pentru a celebra Ziua Părinților de Îngeri. Vor fi aprinse lumânări și vor înălța baloane colorate în memoria copiilor pierduți. Ce-ți dau curaj în viață, speranță și putere.